A crezut că iubește arhitectura, dar la un moment dat și-a dat seama că nu s-ar vedea făcând asta toată viața. Așa că a făcut ce a simțit. A dat proiectele și schițele pe adrenalină, iar câțiva ani mai târziu a ajuns cea mai activă femeie pilot din România. Cristiana Oprea, căci despre ea este vorba, este în această dimineață la Focus la prima oră. Și este una dintre... Da, dar deocamdată ne uităm că... Trebuie și să aflăm că este una dintre femeile excepționale ale campaniei Focus la prima oră. Să vedem. You will never be a real rally driver. Are you serious? Follow me. Ea este Cristiana Oprea și în 2015 a renunțat la arhitectură pentru a-și urma pasiunea pentru raliu. Era convinsă că doar așa va putea schimba lumea în bine. Legat stânga 6, dreapta 6 pe copașă, 50, stânga 5 mascat, în dreapta 5. Și a reușit. În 2018, împreună cu Diana Hasegan, copilotul ei, au devenit primul echipaj feminin românesc care a participat la competițiile de raliu din străinătate. Iar un an mai târziu a reprezentat România la un campionat european de raliu. Cristiana, spunea ceva mai devreme că ești alături de noi, am vândut așa din casă. Spune-mi, te rog frumos, când ți-ai descoperit această pasiune ciudată, pot să spun, pentru o femeie? Pot să spui atipică. Am descoperit-o pe la 23 de ani, fiind invitată să stau în dreapta unui pilot la o etapă de viteză în coastă, unde m-am echipat în combinezon, mi-am pus casca pe cap, habar n-aveam ce o să urmeze, pentru că, fiind copil, nu am avut contact cu motorsportul. Însă mi-a plăcut foarte mult senzația din mașina de curse. Nu mi-a fost deloc frică și m-am gândit, o să fac și eu chestia asta la un moment dat. Aveam deja permis de vreo 4 sau 5 ani, așa că eram curioasă ce înseamnă să controlez cu adevărat o mașină. Bun, și ai trecut din locul din dreapta în locul din stânga și ai pus mâna pe volan și... Exact, și am învățat, am început un proces lung. Cine și... a avut curaj să-ți dea mașina pe mână? George Grigorescu, care este maestru al sportului în automobilism, este și mentorul meu și el este responsabilul începutului. Și tu ați adăma așa, Doamne ajută! Mi-a închiriat o Dacia Logan, okay, câteva etape, apoi m-a încurajat să-mi cumpăr și să-mi, practic, transform propriul meu Dacia Sandero într-o mașină de raliu. Așa că am strâns bani. Deci a fost chiar mașina ta pe care... A fost chiar mașina mea, cea pe care ați văzut-o în clip. Am cumpărat-o second hand, lovită, adusă din Franța. L-am și poreclit Shandor, pentru că mi-a îndeplinit toate dorințele de la momentul respectiv. Și... pas cu pas am făcut-o gata de raliu. În 2017 am avut primul sezon complet în campionatul național de raliuri. Tot atunci îmi dădeam și diploma la arhitectură. Serios? Deci ai continuat în paralel oarecum am continuat și cu în paralel, am terminat, schițe. Exact, am terminat și facultatea de urbanism și de arhitectură, însă nu m-am regăsit în domeniile acelea. A fost un cumul de factori care m-au făcut să cred că în lumea auto și în lumea motorsportului pot să schimb lumea în bine și pot să fiu cu adevărat împlinită. Și-ți iese? Îmi iese, da. Îmi iese. De 2 ani de zile am înființat și proiectul Femei în Motorsport, care promovează toate femeile implicate în automobilismul și motociclismul românesc. E un proiect unic în România. Și, câte sunteți? Suntem pe platformă deja 67. În okay. realitate suntem undeva, zic eu, înspre 300. Piloți, copiloți, team manager, jurnaliști, arbitri. Sunt foarte, foarte multe femei implicate. Și asta este frumusețea motorsportului. Mă bag? Asta vreau să zic. La asta mă gândeam acum, te-am uitat la tine. Am mai văzut așa. Da. Am mers odată cu ea și mi s-a părut că e, dincolo de faptul că e foarte atent. Nu știu acum, nu vreau să sune deloc nefiresc. Auzi, stai puțin. Dar m-a simțit în siguranță. Adică am putut să fiu relaxat și să mă uit în stânga, în dreapta atunci când am fost lângă ea. Vorbim. Excelent. După asta emisiune. Da, băi, oricum trebuie să vii și într-o mașină de curse, copilot invitat, ca să știi după aia ce promovezi. Dar vreau să-mi spui ce presupune pregătirea înaintea unei curse. Tu cum te pregătești? În primul și în primul rând, pregătire fizică, asta este fundamentul, și pregătire mentală, desigur, lucrez și cu un coach. Fac și pregătire pe simulator, asta mulțumită pandemiei, am descoperit și sursa asta de antrenament. E destul de greu și de costisitor să ce fac... Ce mașină ai pe simulator?
Tot un Peugeot 208R2, ca mașina mea nouă. Și tu un Subaru sau un Ford. Deci ai schimbat între timp mașina, da? Am schimbat între timp, da. Anul acesta este un nou capitol pentru mine. Am luat o mașină cu omologare internațională care îmi permite să continui să particip la etapele europene. Cum e povestea cu Diana Hațegan? Diana este o foarte bună prietenă și m-a ajutat foarte, foarte mult să cresc în acești ultimii ani. Noi dintr-o joacă am vrut să mergem în Bulgaria pentru că ne-au invitat vecinii noștri la un raliu și în 2018 am constatat pur și simplu dintr-o întâmplare că am fost primul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care au participat la un raliu în afara țării. Pentru că ea este un copilot extraordinar și am toată încrederea în ea, am hotărât să debutăm și în campionatul european de raliuri la Rally di Roma în 2019. Dacă n-ar fi fost ea, nu cred că aș fi făcut pasul ăsta. Însă am avut foarte multă încredere una în cealaltă și am și terminat raliul pe podium, la primul raliu cu acea mașină. Felicitări! Mulțumim! Sunt curioasă dacă pe parcursul carierei tale au existat oameni care au spus nu, ești femeie, nu o să fii în stare să faci asta. A, bine, nu puteam să întreb asta. Nu, mi-ar fi fost rușine. Păi, te trecem cu toatele prin genul ăsta, exact, de experiență. Trecem toate, cred că indiferent de domeniu apar oameni care contestă meritele și munca de până acum. Sigur că sunt oameni care contestă și acum faptul că mă prezint că pilot de raliu. Și te-a îndârjit mai tare treaba asta sau te-a... Cred că și. Nu sunt neapărat genul de persoană care e motivată de lucrurile negative, însă scriu pe blogul meu despre asta, tocmai pentru că îmi doresc să încurajez și pe ceilalți să nu renunțe la visul lor. Nu mai am foarte multe lucruri de spus, doar că e dincolo de orice, te apreciez foarte tare pentru ceea ce faci. Cum te simți faptul că ești parte a campaniei Focus, și anume o femeie excepțională? Și apropo de asta, stai puțin. Daniel are și o surpriză. Mulțumesc! Miroseau aici foarte tare. Mulțumesc. Uite, tare! Mulțumim Floriei Magnolia pe această ocazie. Sunt superbe! Nu ne mai vedem! A, nu, nu ne mai vedem aici. Uite, ce ne facem! De câte mai aflate? Ne dorim să fim egalele bărbaților, dar voi niciodată nu o să primiți așa ceva. Exact, suntem și răsfățate, deci exact. În motorsport concurăm de la egal la egal. Corect. Diana, mulțumim foarte tare. Mulțumim tare mult. Mulțumesc în continuare. Spor la șofat. Mulțumesc. Că de condus oricum conduceți.